astăzi vreau să vă aduc la cunoștință faptul că așa cum sunt prevederile Ordonanței de Urgență 57, adică a codului administrativ, practic care e Biblia administrației publice locale, se constată că un număr de 5 consilieri locali întrunesc condițiile legale stipulate clar în acest cod administrativ în care își vor pierde mandatul. Sunt două condiții care trebuie îndeplinite cumulativ. E vorba de un număr de absențe, un anumit număr de absențe și un anumit număr de luni consecutive. Așa cum spuneam, 5 dintre aceștia au împlinit una din condiții și așteptăm să se împlinească a doua, adică câteva săptămâni pentru a se constata printr-un referat justificativ faptul că acești consilieri au lipsit mai mult decât le dădea voie legea, decât permitea legea, nemotivat de la ședințele Consiliului Local. Aceasta vine ca urmare a nerespectării obligației de a participa la ședințele Consiliului Local. Așa cum știi cu toții, în Consiliul Local Săcălaz sunt situații, tot felul de situații în care ne lovim de lipsa cvorumului și nu putem deschide, nici măcar deschide ședința, astfel că legiuitorul pedepsește cumva asemenea situații, asemenea cazuri, pur și simplu prin pierderea mandatului. Așteptăm încă 2-3 săptămâni și vom procede, pentru că avem obligația, secretarul general și primarul au obligația ca în termen de 3 zile de la identificarea situației să facem referatul justificativ prin care sau care stă la baza proiectului de hotărâre. Din momentul în care locurile vor fi vacante și asta se pot vacanta în cel mult 40 de zile, sunt 30 de zile în care Consiliul Local are obligația să aprobe o hotărâre de constatare. În cazul în care hotărârea nu va fi aprobată, în alte 10 zile după cele 30, în alte 10 zile, prefectul va emite un ordin constatând încetarea de drept a mandatului și vacantarea postului de consilier. Poziția de primar e confundată cu cea de consilier. Așa cum eu sunt obligat să vin în fiecare zi la serviciu și de multe ori și de cele mai multe ori stau peste program fără măsură, în aceeași măsură și consilierii locale au obligația de a participa la ședințele Consiliului Local. În primul rând, obligația legală, nu mai vorbim de obligația morală, prin care consilierii sunt trimiși în Consiliul Local practic să dezbată și nu să judece dacă o ședință este legală sau nu, dacă este oportună sau nu, sau eu știu ce se mai invocă de către consilierii, nu neapărat în culpă, ci de către consilierii locali. În cazul consilierilor e stipulat foarte clar că au obligația să vină la ședințele de Consiliul Local convocate. La începutul mandatului, frecvența ședințelor extraordinare și extraordinare de îndată a fost mai mare întrucât și nevoile pe care eu le-am identificat ca primar erau mai mari. Erau proiecte care, la care, dacă nu făceam acele ședințe extraordinare de îndată, riscam să pierdem banii, nu doar că pierdeam banii, mai dădeam și înapoi banii cheltuiți în cadrul proiectelor. Au fost tot felul de situații în care am fost obligat practic de cauză, de situație, să proced la acele ședințe extraordinare de îndată, extraordinare sau cele ordinare, care de obicei se țin spre sfârșitul lunii. Așa cum spuneam, consilierul local este obligat să vină la ședințe. În cazul în care nu vine, tot legiuitorul ne dă și posibilitatea de, pe românește și pe înțelesul tuturor, de a-l trimite acasă, tocmai pentru că nu își face treaba. Locul de consilier ales pe listele unui partid aparține partidului, nu consilierului în sine, ci partidului. Dacă vreodată vreun domn consilier o să vrea să-și păstreze nume propriu acel loc în Consiliu, va trebui să candideze independent, ceea ce e foarte greu de obținut, un loc de consilier independent. Așa cum vă spuneam, așteptăm încă 2-3 săptămâni și să vedem consilierii care vor pleca acasă.